Ești o persoană evoluată cu o natură practică și ambițioasă. Lucrezi foarte mult și faci totul, fără a depăși legea, pentru a-ți atinge obiectivele. Practică și disciplinată, simți indignare sinceră dacă cineva fuge de muncă. Nu urmărești perfecțiunea, dar idealurile mari și aspirațiile și mai mari te fac să acorzi atenție calității. Cu toate acestea, pragmatismul cifrei 8, rădăcina zilei de naștere, este echilibrată de sensibilitatea semnului pești, ești îngrijorată de cei mai puțin norocoși și ești gata să-i ajuți în orice situație. Trăiește o viață plină de mișcare, zbor, înot, muzică, dans. Te poți pierde între toate aceste acțiuni în procesul nesfârșit de a-ți satisface dorința. Poți face totul și poți experimenta un sentiment inepuizabil de egoism. Dacă ai o natură mai puțin luminată, dimpotrivă, poți fi prea pasivă sau adâncă în sine, incapabilă să alegi calea cea bună în viață. Semnul tău zodiacal aparține constelației peștilor. Peștii sunt direct legați de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități: sacrificiu, rafinament, credință, flexibilitate, religiozitate, dorință de confort și frumusețe, versatilitate. Două planete te guvernează, Jupiter îți asigură reîncărcare de energie, ajutându-te nu numai să mergi cu cărdul, ci și să alegi propriile direcții de viață. Neptun te înzestrează generos cu imaginație și chiar fantezie. Dezinteresul și percepția hiperactivă pot fi atât o binecuvântare, cât și o problemă pentru tine, totul depinde de situația specifică. Ai o relație dificilă cu religia, te străduiești pentru credință, în timp ce te bazezi intuitiv pe karmă și soarta inexorabilă. Este necesar doar să te asiguri că imaginația bogată nu te conduce pe calea greșită a mirajelor, deoarece distorsiunile în percepția lumii îngreunează comunicarea, făcându-te excentrică. Găsindu-te sub egida lui Jupiter și a lui Neptun, tu diferi prin trăsături de caracter surprinzător de contradictorii. Așa că ar trebui să fii atentă, sârguința în atingerea obiectivelor poate merge ușor în slăbiciunea mersului cu cărdul. Dezinteresul combinat cu o cantitate corectă de fatalism îți poate juca, de asemenea, diferite glume amuzante. De exemplu, poți căuta credința în Dumnezeu și în același timp să ai tendința să te încrezi în karma și soartă. Intuiția excelentă, umorul bogat, prietenia fermecătoare sunt combinate în tine cu o tendință de a te desprinde de realitate, pierdută într-o lume de fantezie și miraje. Prin urmare, trebuie să fii atentă la imersiune în pasiuni excesive. Planeta ta guvernatoare este Neptun. De la Neptun primești darul providenței, iertarea. Această planetă este patronul principal al medicilor. Planeta ta în exil este Mercur. Lui Mercur îi poți mulțumi pentru lipsa de critică, precum și de incapacitatea de a sparge fenomenul în componente. Pe de o parte, ești romantică, vizionară și visătoare, pe de altă parte, ești foarte ambițioasă, fermă pe picioare. Ești intenționată, perseverentă, eficientă, îți urmezi datoria, urmezi regulile, lucrezi cu sârguință și te înfurii foarte tare dacă te confrunți cu o persoană leneșă. Nu poți fi numită perfecționistă, dar totuși încerci să-ți faci treaba cât de bine poți. În ciuda acestei abordări practice a muncii, ești foarte sensibilă. Tu vei ajuta dezinteresat pe cei care sunt ghinioniști, cei pentru care nedreptatea vieții este exprimată în faptul că uneori munca grea nu dă roade. Tu ești fericită să cauți noi aventuri, mai ales dacă îți permit să-ți exprimi poziția socială. Fără această implicare socială devii treptată din ce în ce mai izolată de lume. De fapt, dacă vei petrece multă timp singură cu tine însăți, te poți înfășura într-un cocon, detașându-te completă de grijile și interesele mediului înconjurător. Mai târziu poți apărea brusc, dar nu mai ești sub formă de pupă, ci mai degrabă asemănătoare fluturilor care zboară fără griji sub soare. Această metaforă am folosit-o aici pentru a ilustra câteva puncte foarte relevante.
Tu ar trebui să înveți să-ți continui activitățile cu cea mai mare atenție și să nu zbori de la o floare la alta. În afară de aceasta, ar putea fi necesar să-ți aperi principiile cel puțin pentru a dovedi că proiectele și reputația ta sunt mult mai puternice decât viața trecătoare a unui fluture frumos. Tu sincer încerci să apreciezi tot ce este nou și proaspăt în lume. Te plictisești repede de vechile obiceiuri și idei, le abandonezi cu naivitate. Din nefericire, se poate întâmpla ca tu să fii nevoită să acționezi în contradicție cu soarta ta și, cel mai rău, să te afli în aceeași echipă cu cei care îți vor controla cinic și crud forțele. Tu rareori reușești să-ți reduci optimismul prin plasarea acestuia pe un altar al împlinirii planului tău. Adesea, în dorința ta de a evita cu desăvârșire simțul responsabilității, începi să ignori pe cei care doresc să se apropie de tine. Uneori, acest comportament poate deveni un instrument pentru a proteja poziția pe care o ocupi. Dacă dorești să reușești, trebuie să înveți să fii mai scrupuloasă, mai constrânsă și mai puțin schimbătoare. Pentru o vreme, colegii, familia sau prietenii tăi pot fi fascinați de exclusivitatea ta, dar în cele din urmă îți vor cere să revii pe pământ și să-ți asumi partea ta de responsabilități. La urma urmei, tu trebuie să rezolvi problemele și să faci față dificultăților. Nu ești similară cu alții nativi din pește având astfel de calități, ești misterioasă, senzuală, atentă, atrage bărbații cu vulnerabilitatea și lipsa ta de apărare. Feminitatea și slăbiciunea ta reprezintă principala ta grevă, creând o atmosferă de mister în jurul tău. Dispoziția ta nu este ușor de realizat și acesta este motivul pentru care uneori această dispoziție face să nu controleze emoțiile. Cele mai puternice caracteristicile tale sunt feminitatea și abilitatea de a dispune în mod corespunzător de caracteristicile semnului, respectiv fragilitatea și moliciunea. Cum afectează data de 17 martie soarta ta? Pentru a nu te plictisi niciodată, trăiești întotdeauna o viață plină de imprezii. Poate fi zbor, lecții de muzică, înot, cercuri de dans. Energia și puterea ta sunt suficiente pentru orice, imobilitatea pentru tine este echivalentă cu moartea. Ai abilități deosebite și încerci să îi folosești pe toți în viață în același timp. De asemenea, poți fi o natură pasivă care este prea absorbită de cunoașterea de sine, ceea ce nu îți permite să realizezi mult în viață. Tu ești întotdeauna fericită să începi o nouă afacere și îți exprimi atitudinea față de situația socială. Nevoia ta de participare la viața societății are nevoie de hrană constantă, altfel te simți fără speranță, în urma celorlalți. Singurătatea este absolut contraindicată pentru tine și nu corespunde deloc caracterului tău. Toate evenimentele care au loc în lume te stimulează incredibil. Chiar dacă ești supusă unei uitării involuntare, vei cheltui timp pentru propria ta dezvoltare, iar la revenirea din inexistență te vei simți din nou în elementul tău. Pentru tine este mai bine să nu-ți pulverizezi abilitățile în direcții diferite și să te concentrezi pe un lucru care este cu adevărat atractiv pentru tine. Viabilitatea proiectelor tale necesită dovezi pentru care trebuie să le conduci cu succes. Aceasta va întări reputația și poziția ta în societate. Totul nou și neobișnuit care apare în lumea înconjurătoare necesită atenția ta. Nu îți place să folosești metode de lucru depășite? Obiceiurile și tradițiile bine stabilite sunt urâte de natura ta iubitoare de libertate. Ți se pare că este foarte posibil să faci și fără ele. Dar sorții îi place să ofere oamenilor exact ceea ce este dezgustător pentru sufletul lor și te poate face să lucrezi sub îndrumarea celor mai conservatoare și persistente personalități. Aici puterile tale mentale vor fi supuse testelor crude. Tu poți să privești lucrurile în lumina lor adevărată pentru a-ți realiza planurile. Dar, în viața ta personală, tu te ascunzi în eșec din cauza refuzului tău de a rezolva problemele cotidiene, ceea ce te face să suprimi în orice fel orice încercare a cuiva de a se apropia de tine. În acest fel, tu îți poți proteja lumea interioară de invazia din afară. Tu ar trebui să-ți reconsideri punctul tău de vedere, deoarece acest drum nu duce nicăieri. În plus,
Ar trebui uneori să te scuturi și să revii într-o stare adecvată, prea multă îndepărtare de grijile gospodăriei va provoca un sentiment de protest în rândul persoanelor care trăiesc cu tine. Imersiunea în problemele cotidiene poate fi chiar în favoarea ta din cauza noutății și neobișnuinței unor astfel de distracții. Dragoste și compatibilitate. În relații strânse, vei arăta înțelegere și sensibilitate deoarece nu suferi singurătatea. În alianță cu un partener dedicat, care înțelege atitudinea ta serioasă și principiile de abordare a muncii, pur și simplu tu înflorești. Perspective bune pentru crearea unui respect reciproc într-o familie ai curac, scorpion și taur. Acești bărbați sunt cei mai compatibili cu tine, au aceleași opinii cu privire la viața de familie, priorități similare ale vieții. O căsătorie poate avea succes în alianță cu Fecioara, Balanța și Capricornul, unde șansele sunt de 50-50. În această uniune, imediat, trebuie să se distribuie responsabilitățile și obligațiile, să se accepte libertatea reciprocă. O căsătorie cu perspective proaste este văzută cu celelalte semne precum berbecul, gemenii și leul. De exemplu, în aceste combinații de cupluri există foarte puține perspective pentru o căsnicie fericită, este puțin probabil să vă înțelegeți reciproc, deși totul este posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Pot afirma că ești o adevărată hedonistă, iubești plăcerea și îi poți dedica toată viața. Este posibil să fii o egoistă activă, încercând o multitudine de activități, să-ți oferi plăcere sau să fii închisă, introspectivă și indecisă să-ți alegi propriul mod de viață. Dragostea de a-ți combina dorința de aventură cu beneficiul societății este singura modalitate de a rămâne o unitate activă de plină a societății, în caz contrar ai tendința să te retragi, trecând în lumea ta interioară. Solitudinea prelungită nu ți este recomandată, deoarece intri imediat într-un fel de stare liniștită, dar inadecvată, în care tu încetezi să observi lumea exterioară. Un alt pericol în care poți cădea este neglijența și distracția. Letargia poate crea pentru tine imaginea unei persoane puțin serioase pe care nu te poți baza întotdeauna, o imagine a unei adolescente veșnice care poate eșua și nu reușește să-și îndeplinească obligațiile. Pentru a evita acest lucru, ar trebui să încerci să te concentrezi asupra acțiunilor tale și să te angajezi într-un cerc bine definit de lucruri, proiecte și muncă, fără a fi împrăștiată pe termen nelimitat. De asemenea, este necesar să dezvolți principii puternice și să înveți cum să le protejezi, aceste lucruri te va ajuta să îți păstrezi reputația și să dovedești gravitatea poziției tale. Poți fi foarte lacomă pentru inovație și proiecte noi. De dragul noului, tu respingi tot ce este vechi fără să te uiți înapoi, preferând să uiți că este ceva important. Astfel îți manifesti frivolitatea. Nu trebuie să renunți imediat și în mod neglijent la ceea ce este cert, la schemele testate în timp din motive de evoluție și implementări noi, dar dubioase. Atenția și prudența evident că nu ți vor face rău. Sănătate și boli. Poți fi urmărite de probleme asociate cu anumite părți ale corpului, în special cu membrele. Ar trebui să acorzi o atenție deosebită picioarelor tale. Această vulnerabilitate se extinde atât la leziuni cât și la sensibilitatea la boli infecțioase. În ceea ce privește dieta, sloganul tău ar trebui să fie diversitatea și echilibrul. Îți place să mănânci, dar ești în pericol de a deveni sclavă a alimentelor. În plus, trebuie să controlezi consumul de ouă, grăsimi și zahăr în alimentație. În ceea ce privește exercițiile fizice, ești încurajată de astre să le efectuezi zilnic, dacă este posibil, dar moderat, cele mai potrivite pentru tine sunt înotul și joggingul. Soarta și norocul. Vibrațiile din această zi sunt de așa natură încât întăresc toate trăsăturile negative ale personalității tale. Ai venit în această lume pentru a-ți îndeplini datoriile karmice, dar ți se dă dreptul de a alege, și dacă urmezi calea evoluției și dorești să-ți îmbunătățești spiritul,
Vei putea schimba mult în viața ta. Dacă vei trece prin degradare, fără să dorești să-ți dezvolți sufletul, atunci vei fi o persoană viclană, ipocrită, supărătoare, capabilă să trădeze, să umilească pe oricine, și vei fi tratată în același fel. În acest caz viața ta va fi grea. Doar munca grea pe sine, schimbările fundamentale de personalitate și a modului de gândire pot crea oportunități de succes. Prin schimbarea ta și a gândurilor tale, îți vei schimba viața. Sfaturi pentru tine. Experiența bogată de viață ar trebui să-ți fie de un folos real. Să o utilizezi atunci când îți atingi propriile obiective. Încearcă să-ți schimbi natura adevărată și, dacă circumstanțele te forțează, încearcă să găsești soluții. În orice situație există întotdeauna mai multe soluții, trebuie doar să alegi una dintre ele. Implică-te mai mult în domeniile mai practice ale vieții, fără a-ți pierde însă entuziasmul. Ia parte la sarcinile zilnice și învață din ele. Nu face atât de repede schimbări. Atenție, prudență, constanță, toate aceste calități împreună te vor ajuta să găsești succesul. Toată lumea are propriile probleme în viață și este mai bine să treci toate acestea cu o inimă ușoară și nu cu greutate și împotriva dorințelor. Chiar și în chestiunile de zi cu zi există un loc de creativitate și inventivitate, cu ajutorul cărora natura ta neliniștită s-ar putea realiza în aceste activități pământești. Extremele nu au condus niciodată pe nimeni la un final fericit. Ce cadouri ți se potrivesc? Alegerea unui cadou pentru tine este dificilă, deoarece reacția la el depinde de starea ta de spirit și este imposibil să o prezic, pentru că ce dispoziție vei avea, chiar tu însăți nu știi. Dar pentru tine trebuie să dea în primul rând hrană imaginației și să fie astfel încât, lăsându-te singură, să-l poți admira sau să te bucuri de el cât de mult îți dorește inima. Te încântă ceva pufos, care curge, delicat aromat. Vei accepta cu recunoștință profundă o lucrare de artă, dar mai întâi cel care îți face darul este bine să afle atașamentele tale pentru a nu lovi clopotul greșit. Tema ta principală este un mister, trebuie să fii onorată cu daruri. Darul, înfășurat în tonuri de violet iridiscent și liliac, cu hârtia atârnată aproape de podea, împreună cu orhidee delicate din fire de argint, vor fi primite de tine cu uimire și încântare. Pe cutie merită făcută o inscripție sentimentală în numele dăruirii, de preferință în versuri. Acest lucru va spori efectul exclusivității pentru tine. O seară romantică cu lumânări și muzică clasică, o excursie de 2-3 zile pe o coastă caldă, chiar și un coș de petale de trandafir pentru baie, acestea sunt cele mai binevenite cadouri pentru tine. Inteligentă prin natură, ești capabilă să apreciezi darul sub forma de bilete de teatru sau o filarmonică. Te încântă și obiecte confortabile, cum ar fi o pernă moale uriașă sub formă de jucărie și o cameră video profesională. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Inel cu acvamarin sau turcoaz este un cadou minunat. Este clar că toate recomandările sunt mai degrabă condiționate. Noi înșine ar trebui să gândim ce dar este mai bine să prezentăm celor dragi, iar stelele doar ne vor ajuta. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.